Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Spectacolul va începe în câteva momente. Pe durata desfășurării spectacolului, vă rugăm să opriți funcționarea telefoanelor mobile. Fotografierea și filmarea spectacolului sunt strict interzise. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim vizionare plăcută. S-a dus vremea când era ieșit mai tare spada țin. Cu noile mele mișcări, asta arăt eu cine sunt. Pe că iar mi-ai arătat cine ești. Opriți totul! Am venit eu. Bă, dar tu cine mai ești? Sunt viteazul, sunt amuzantul, sunt frumosul D'Artagnan. D'Artagnan, frate, ce-ai? Auzi, D'Artanticule, tu chiar te crezi mușchetar? Da. Cu hainele alea de sărac? Fii atent, dacă vrei să fii unul dintre noi, trebuie să treci cele trei probe de umor. Aoleu. Sunt grele? Și eu le-am trecut, hai să fie, sunt grele, rău de tot. Nu vorbesc așa, da, nu știu. Deci fii atent, pentru prima probă trebuie să sari în apă și să te dai la fund. Trebuie doar să sară la fund, ți-a dat de la începutul carierei. Deci pe fundul mării cauți cu moara lui Monte Cristo, da? Și de acolo mi-aduci lampa lui Aladin. Frate, adică eu și la bar m-am desfăcat așa mai greu, adică mai ales la proba sportivă, ci când mi-am zis că am inventat săritura în lățime, am zis. Hai, să te vedem. Hai, hop! Asta e Lizzy. Mă vomită. Hai că o scuipă. Mă vomită. A făcut ce cred eu? Nu l-a născut. Nu l-a născut. Băi, bun! Hai că a fost cam scurt. Aproape că îmi pare rău. Parcă așa, ceva ca un chiței de șoricel. Auzi? Dar tu ești sigur de ce faci? A fost. Nu! Uite-ți, familia, ce faci, frate! Ai ratat! Cu ăsta, sigur nu mai ratez! Da, nu știu ce să zic. Parcă treaba asta cu mușchetarii. Haide, asta e proba decisivă. Dacă treci de asta, te băgăm în juriul la Ai Umor. Promiți? Promit. A plecat cu scârți. Mamă, dar ce viteză a luat. Iată-mă aici. Ha 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 ha!
Hai, revinu-ți, că de acum ești de al nostru. Ce zici? Proba 4? Gicule, bagă-i tată. Tu, gira? Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.